trei cuvinte despre trainingul la care participăm acum. Nou pentru mine, incitant și o locuțiune, dacă permiți, mă pune pe gânduri. Și ceva acțiuni în viitor, dacă tot ne pune pe gânduri trainingul? O să spun ceva foarte personal. Deci până acum eu nu mi-am făcut cont pe Facebook pentru că am considerat că îmi invadează spațiul personal. Dar din ce a spus ultima oară Daniela cu importanța rețelelor și tot ce am auzit aici la curs, m-a convins că va fi util în profesie să-mi fac un cont pe Facebook. Pentru mine, prea multă interacțiune. Prea multă? Da, nu-mi place. Nu-mi place să vorbesc. Îmi place mai mult să scriu. Deci, nu mi-a fost chiar așa de plăcut. Și am simțit că este puțin obositor. Nu în sensul că am primit prea multe informații, ci că s-a interacționat prea mult, a fost prea activ. Da. Altfel a fost folositor. Am primit informații noi. De exemplu, eu n-am auzit despre advocacy numai atunci când m-am întâlnit cu biblionetul. Deci n-am știut ce înseamnă. Mi-a fost de folos, dar un pic prea am înțeles. Nu este stilul meu. Cum vi s-a părut? Ce s-a întâmplat aici zilele astea? Interesant și e un proiect care poate să fie foarte benefic pentru comunitățile noastre. Poate să vină să aibă cunoștințele și să aprofundeze anumite cunoștințe și să cunoască de la el de acasă, propriu zis. Și oamenii care au venit, spre exemplu, în echipa dumneavoastră. Care au venit aici sunt oameni care își cunosc obiectivele, își cunosc meseria, știu ce au de făcut. Acum totul e ca noi, cei din comunități, din conducerea comunităților, să-i putem și sprijini ca să-și poată realiza obiectivele și scopurile. Cu ce obiective ați venit și ce obiective considerați că ați reușit să atingeți în timpul ăsta? Eu am venit cu obiectivul de a cunoaște mai mult problemele lucrătorilor din comunități, că și bibliotecarul este un lucrător, este un angajat a comunității locale. Și am vrut să cunosc mai bine problemele cu care se confruntă și scopul proiectului. Cred că am reușit să găsesc și una și alta și acum știm și știu ce să cer colegilor mei și unde să se implice și să sprijine partea de cultură, partea de instituție, de respectiv biblioteca mai mult. Instructiv, educativ și foarte folositor pentru bibliotecile comunale. Ce așteptări s-au îndeplinit, dacă s-a îndeplinit vreuna? A fost foarte multă informație și sper să pot pune în aplicație ceea ce am învățat aici. În primul rând mi s-a părut foarte interactiv. Mi-a plăcut caracterul ăsta de interactivitate, faptul că fiecare și-a spus problemele, fiecare și am ajuns să ne cunoaștem și foarte între noi cât de cât. Ne-am format noi prieteni. Oricum, pentru mine a fost o experiență plăcută, pozitivă și așa am și venit, de fapt, cu gândul că va fi o experiență și că voi învăța ceva și o să rămân cu ceva din toată chestia asta și am rămas. Și pe partea de advocacy, că aia mă interesa. Nu neapărat că mă interesa în mod special, că eram foarte curioasă ce înseamnă cu ce să mănâncă, ce ar trebui să faci și cred că chiar e ok. Mă gândesc că poate într-un viitor, nu știu, îndepărtat, apropiat, s-ar putea să-mi și folosească la ceva. Ținând cont că interacționez cu oamenii și sunt destul de implicată și atunci probabil că o să am nevoie și de informațiile pe care le-am obținut de aici. Eu să spun așa cum zice toată lumea, țineți-o tot așa, pe bune, eu am învățat multe la chestia asta. Eu am zis la început că aș vrea să devin un Robin Hood, nu? Uite că Robin Hood se poate să faci și neapărat să comunici, nu neapărat să mergi să
pe varianta normală, nu să mergi să dai la cineva să, să iei. Apoi, dar și cu vorba poți să faci și să faci și bani, poți să obții factori. Interactiv, distractiv și instructiv. Ok. Cu ce așteptări ai venit și cu ce așteptări, dacă sunt împlinite, pleci? Am venit să învăț lucruri noi, le-am învățat, sper să și știu să le aplic. Și aștept următorul workshop pe aceeași temă. Multitudinea de informații pe care am reușit să le acumulez aici, tot ceea ce am reușit să învăț, să asimilez, lucrurile acestea toate probabil vor avea o influență decisivă în activitatea pe care o voi desfășura în continuare în cadrul bibliotecii comunale. Interactiv, instructiv, constructiv. Ok. Te-a ajutat cu ceva trainingul ăsta? Da, mi-a chiar depășit așteptările, în sensul că a fost mai multe informații decât mă așteptam ca să... Și... Sper să am succesuri în modul de aplicare a ceea ce am învățat. Amuzant și puțin obositor, sunt trei. Puțin obositor din punct de vedere al informației sau al interactivității? A fost puțin cam multă informație și programul un pic cam lung. Cel puțin aseară a fost chiar lung. Ai învățat ceva? Da, am învățat multe lucruri. Probabil pe unele le voi și aplica. Cred că mai mult cele de relații publice decât cele de advocacy, că în general nu mă duc eu să cer bani, mă fofilez în așa fel încât să ceară alții. Am înțeles. Eu să-i cheltuiesc. A fost foarte fast forward, instructiv și amuzant în același timp. Dar simți că s-a lipit totuși ceva de tine? Chiar absolut, și așa, fast forward. Da, știu cum voi redacta un comunicat de presă, cum o să organizez sau mai ales cum nu o să organizez o conferință de presă. O să știu ce să le spun colegilor bibliotecari din rețeaua județeană, cum să bată cu pumnul masă la autorități ca să facă rost de bani pentru bibliotecă. Apropo de cum vei redacta un comunicat de presă, îl vei redacta altfel decât o făceai până acum? Am sistematizat câteva elemente din structura comunicatului și cred că o să iasă unul îmbunătățit. Trainingul de zilele astea, ca de obicei, foarte instructiv și distractiv și coalizant. Am primit niște, adică ce simt eu, am primit niște metode activitate de abordare a problemelor, metode de abordare a problemelor de fapt. Și pe baza metodelor acestora vom face echipele în care aceste metode sunt eficiente. Poate echipa în care am fost nu este cea mai eficientă pentru problemele acestea. Atunci, de fapt, fiecare ar putea să-și aplice aceste metode pe echipele unde e el cel mai eficient și prezent și pe problemele acestea. Super, super, super! A fost o plăcere, o încântare și o bucurie că am participat la acest workshop. Cu ce pleci de aici? Păi, odată încerc să păstrez cât mai mult în imagine maniera de abordare a problemelor de aici și felul cum s-a lucrat și cum a fost expus materialul bogat, vast, dar de o manieră foarte concretă, concisă și dinamică. Rămân cu foarte impresionat de profesionalismul și am scris acolo și repet irexiștilor, scuzați să fie expresia, dar cred că acoperă cel mai bine conceptul meu despre ce înseamnă echipa asta care e foarte dedicată în ceea ce privește tot volumul de muncă pe care îl desfășoară. Deci sper să rețin cât mai multe și să pot aplica măcar o parte și în activitatea și în relația cu bibliotecarii și metodist și aici avem pe partea asta de comunicare și de lucru cu ei unele lacune care acum sper să se estompeze măcar unele dintre ele. Felicitări modul de pregătire. Mulțumim și plecăm cu regretul că
s-a terminat.